În emisiune, doamna Simona a arătat momentele în care Maria și Antonio au citit scrisorile de la familia lui Antonio. Îi spunea doamna Simona lui Antonio că probabil la el acasă este un taifun acum. Antonio a zis că nu crede acest lucru. Poate că sunt bunicile puțin mai supărate, dar el știe că familia, mama și tata sunt ok și bunicile vor fi. La fel, foarte bine dacă îl vor vedea pe el că este fericit. Apoi a spus că atunci când se vor întâlni cu Maria, se vor cunoaște, vor ajunge la un numitor comun, își vor spune fiecare ce le-a deranjat și cum și-au format părerile pe care le-au scris în scrisori și lucrurile se vor lămuri. Doamna Simona le-a făcut o propunere dacă dorește dacă doresc amândoi să vorbească cu familia lui Antonio, Maria împreună cu Antonio vor merge în mod excepțional la familia lui Antonio. Bineînțeles cu camere de filmat și discuțiile vor fi filmate. Antonio a spus că se gândește și va da un răspuns.